Începeți treaba în 2022 cu ce gânduri? Păi, gânduri pozitive. Sperăm să avem evoluții cât mai bune. Locul din clasament să nu fie același la sfârșit de campionat. Ne dorim foarte mult să terminăm pe primele două locuri și, bineînțeles, să promovăm în primul eșalon. Pentru asta, e adevărat, va trebui să începem foarte bine campionatul, mai ales că avem un început cu două etape de foc, dar am mare încredere în jucătorii mei și sper eu să reușim să facem transferurile care să ne aducă un plus de valoare. Legat de transferuri, celelalte echipe contracandidate pentru Cluj acum în play-off s-au mișcat destul de puternic. Am văzut la Herman, stat de jucători cu experiență, Hura, Biceanu, de partea cealaltă, hai să spunem, chiar și la Buzău, întărit destul de bune, Nicuțescu. Da. Cum vi se par întăririle echipelor celorlalte? Da, noi am hotărât să aducem jucători care sunt peste valoarea celor care sunt în acest moment în echipă. E adevărat că pentru asta e destul de complicat, mai ales din punct de vedere financiar. Nu putem face aroganțe ca și alte echipe. Avem un buget, dar care este stabil și jucătorii sunt plătiți la zi și nu sunt datorii față de ei. Zic eu că până la urmă vom reuși să facem cele 3-4 transferuri pe care ni le dorim, dar pentru asta trebuie să avem răbdare. Dacă era să facem și noi transferuri, puteam să fac până acum 7 transferuri, dar am hotărât să avem răbdare și să încercăm să aducem jucători, cum am spus și la finalul anului trecut, cu mare experiență și care să-și lase amprenta în jocul echipei. S-a tot scris în ultima perioadă de două veniri, respectiv cea lui Aurelian Păun și Paramati. Da, vă dați seama, eu nu pot să intru în detaliu. Este o zonă de care se ocupă Gabi Giurgiu și cu Andrei Cordoș. Ei negociază, este adevărat, colaborăm foarte bine și până la urmă un transfer doar când este realizat putem discuta despre el. A fost Năluț Roșu o țintă pentru Universitatea și dacă ceea ce spuneați dumneavoastră adineauri, din cauza poate a pretențiilor financiare nu s-a realizat acest lucru? Da, a fost și el în discuție, până la urmă a ales să meargă la Chiajna. Ce pot să zic mai mult? A fost alegerea lui, îi dorim multă baftă, dar eu sper ca noi să reușim să aducem jucători și de o valoare și mai mare. Dintre jucătorii care au plecat, este vreunul pe care vi l-ați fi dorit în continuare la echipă sau aceste plecări sunt oarecum conforme cu realitatea, ceea ce v-ați dorit la finalul anului 2020? Deci, la final de ani chiar am avut o ședință în care mi-am exprimat punctul de vedere în privința fiecărui jucător care a plecat. Toți am fost de acord și atunci am luat și decizia să plece cei 8 jucători care și-au găsit, cred eu, alte echipe. Cât de greu va fi? Cât de greu va fi această luptă pentru promovare în Liga 1? Ce să vă zic, va fi complicat, mai ales că sunt multe echipe care, să zic așa, de fapt va fi foarte important echipele care vor intra în play-off. În România știți bine, în momentul în care se intră în play-off, multe echipe joacă așa, doar de dragul de a juca. Sper eu să nu se întâmple și anul ăsta la Liga 2. Atât pot să spun. În rest, noi ne dorim să, în primul rând, să intrăm în play-off și să fim foarte puternici în lupta cu contracandidatele noastre. Frigul, gheața, cât de mult vă împiedică să vă desfășurați activitatea la început de an?
Da, ne afectează foarte mult procesul de antrenament. De aceea am luat hotărârea să mergem în Antalya, să beneficiem de condiții bune de antrenament și de joc. Acum sper eu ca toată lumea să fie sănătoasă și din punct de vedere medical și tot programul pe care l-am stabilit să decurgă normal. Există vreo variantă B în cazul în care cantonamentul din Antalya ar pica? Multe echipe și-au anulat, să zicem, plecările în afară din cauza valului de Omicron. Da, normal că ne-am gândit și la planul meu, dar momentan nu are rost să discutăm despre el. Ok. Îl luăm în calcul. Mulțumim! 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 Mulțumim!